Să începem ora de rugăciune. Primul verset cu care m-am trezit azi dimineață spunea: bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Cântarea spune: fiți voioși, fiți voioși totdeauna, lăudându-L pe Domnul mereu. De ne încredem puternic în Domnul, nu ne învinge nici când niciun rău. Voioși totdeauna, lăudându-L pe Domnul meu. Te ne credem puternic în Domnul, nu ne vince nici când niciun rău. Nu-i furtună să clatine zica cea pe care suntem noi zidiți. Fiți voioși, noi suntem totdeauna de Iisus, de Iisus ocrotiți. Fiți voioși chiar și atunci când necazul și încercarea în voi va lovi. Mai frumoasă-i cântarea cu lacrimi, mai ceresc e răbdând. Nu-i furtună să platine stânca cea pe care suntem noi ziți. Fiți voioși, noi suntem totdeauna de Iisus, de Iisus ocrotiți. Fiți voioși când să începem ziua de astăzi, o cântare foarte frumoasă, mi s-a potrivit la ce am găsit aici și o să vă spun de ce. Doamne Tată Ceresc, Doamne Iisuse, Duhule Sfânt, venim înaintea Ta, pentru că suntem niște oameni care ne-am adunat aici în numele Tău și niște copii ai Tăi, în care ne-am pus nădejdea și ne-am pus încrederea. Mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești acel care ne poartă de grijă și mulțumim că Tu ne ocrotești și mulțumim pentru că nu ne lași niciodată singuri. Dorim ca și astăzi să fii cu noi aici și să facem așa fel ca fiecare din noi să simțim prezența Ta. S-ar putea ca problemele noastre să fie diferite ca de obicei, dar atunci când Tu vii și ești între noi, toate lucrurile sunt rezolvate. Amin. Și am vrea să simțim lucrul acesta. Amin. Pentru cei care nu au putut să ajungă, ne rugăm ca Tu să faci cale liberă, să ajungă la timp. Te rugăm. Iar pentru cei care nu pot să vină, te rugăm să vină cu minte de acolo unde sunt. Amin. Și prin puterea care ai Tu să transmite la distanță și acum și oamenii au ajuns să poată să trimeață la distanță, fără așa fel ca ziua de astăzi să fie o binecuvântare pentru toți. Amin. Pentru cei care sunt aici și cei care sunt acasă sau în alte locuri. Doamne, Te rugăm ca să ne înveți într-așa fel cum să stăm înaintea Ta, pentru că noi nu ne dăm seama de multe ori și gândim ca oameni și așa omenește cu lucruri pe care nu le vedem și felul când se poartă alții și de multe ori imităm pe oameni care poate nu trebuie chiar imitați. Dorința noastră este să facem ceea ce Tu ne înveți și să Te urmăm pe Tine și să Te imităm pe Tine dacă se poate. Amin. Amin. Fraților,
Am câteva versete de la Matei, capitolul 18, și vom citi de la 1 până la versetul 7. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să se atârne decât o piatră mare de moară să se fie aruncat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejului lor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Până aici, mai cântăm o cântare și vom continua. Haideți să ocupăm locurile. O cântare frumoasă. Doamne, fă al meu cuvânt și al minții mele gând. Ție, Doamne, să-L închin, Domnul meu. Doamne, fă
fraților, pentru că eu mă simt așa mai mic în așa problemele astea, întotdeauna caut așa să găsesc cuvinte pe care le-a spus Domnul Iisus și eu doar să le citesc și doar să vi le mai amintesc încă o dată, așa după cum înțeleg eu. S-ar putea ca voi să fiți mai priceput decât mine, să înțelegi mai mult și parola Dumnezeu să înțelegeți mai mult decât mine, că e mai bine. Interesant aici, așa, pentru mine a fost așa o chestie, când ucenicii se apropie de Domnul Iisus și vine și întreabă, Doamne, cine va fi mai mare în împărăția cerurilor? Domnul Iisus nu le zice nimic, așa, ce vă interesează după voi, ce va fi acolo. Probabil că le-a mai spus alte lucruri, dar ei, curioși, nu știu dacă a fost gândul după mărire, care mai de care să fie mai tare acolo, nu știu asta, dar oamenii întreba și e bine că întreba, că e bine și pentru noi. Și Domnul Iisus le răspunde sub altă formă. Și zice, Iisus a luat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Și l-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, de la care ești mai mare, la un moment dat Domnul Iisus spune că dacă nu o să vă comportați așa cum trebuie și dacă nu o să fiți ca un copilaș, nici nu veți intra în împărăția celor. Degeaba știți de care va fi mai mare și care va fi mai tare. Acum discuția merge mai departe și Domnul Iisus face o explicație în legătură cu copilul. Acum noi știm lucrul ăsta și s-a vorbit de multe ori. Copiii sunt așa cum sunt. Are cingășelor, frumusețelor, binecuvântările lor. Și când ai un copil lângă tine, parcă te simți mai aproape de el, așa, chiar dacă e bătrânit. Copilul are și părți bune și are și puțin mai puțin bune. Însă de cele mai multe ori, că aici e vorba de un copilaj, nu de aceia care a mai crescut nițel mai așa, așa sunt nevinovați. Când e sete, plânge, când e foame, plânge, când nu-i place ceva, plânge, dar are și parte când zâmbește, râde și se simte bine. Când ajunge să înceapă să înțeleagă, chiar dacă face câte un lucru, el nu face din răutate sau că vrea să facă rău. El se joacă și în jucăria lui poate să facă lucruri care nu sunt, pentru noi, nu sunt bune. Acum, Domnul Iisus vrea să explice lucrul ăsta că noi, ca oameni mari, să cumva să ne acordăm așa după învățătura asta Domnului Iisus Hristos. Noi, când facem un lucru, îl știm că îl facem, că e bun sau rău. Să nu spună nimeni că am făcut, dar nu mi-am dat seama. E foarte greu să faci un lucru și să zici, pe nu mi-am dat seama că a fost bun sau a fost rău. Poate a fost sub anumite influențe și până la urmă i-a zis, bă, dar până la urmă îi zic la omul să treabă asta, pentru că m-am săturat să-l văd așa. E o greșeală. Acum, eu nu, cum să spun, nu fac aluzii la nicio persoană, dar vreau să spun că, asta vă spun ce am simțit eu. Când există anumite divergențe sau anumite lucruri, noi ca oameni ne dobim unul de altul și imediat, dacă nu e așa după cum am gândit eu sau persoana respectivă, a zis un cuvânt care e dubios față de mine, imediat încearcă și rotițele să învârtește, mă, dar de ce s-a gândit-o mai la mine și de ce eu să fiu așa? Dar lasă că îl prind și pe picior greșit și spun. Ok. Părerea mea și învățătura care, sau sfatul, pentru că nu pot să... Este bine să fii puțin mai calm așa în felul de a gândi și în felul de a riposta ale mii de împrejurări. Și dacă Domnul Iisus a spus să ne asemănăm încă niște copii, hai să facem legă. Să nu gândim imediat să ripostăm împotriva lui sau să facem lucruri care nu sunt bune. Pe de altă parte, vedeți problema de împărăția celui. Domnul Iisus ne spune că dacă nu vă veți pocăi și nu veți asculta, nici nu veți vedea împărăția celor. Fraților, noi pentru asta venim aici și pentru asta trăim. Noi ne trăim pentru lumea asta. Chiar dacă a fost perioade în viața noastră când am fost departe de cunoștința pe care o avem acum, și nu ne-am dat seama pe ce drumul suntem, dar în momentul când l-am cunoscut pe Domnul Iisus și ne-am dat
ne-am predat viața în mâna Lui, noi mergem către cer și mergem în împărăția cerurilor. Trebuie să fim atenți cu sistemul nostru de viață și tot ceea ce facem ca să facem pe Domnul Iisus să găsească plăcere în viața noastră. Pentru că nu e nimic mai frumos decât să știi că după viața ta e frumoasă, viața pe pământ e foarte frumoasă. E adevărat, prin și perioade, mai o furtună, mai o durere, dar în general e frumoasă. Și de ce e frumoasă? Pentru că pardon. Așa cum a fost cântarea aia mai înainte, că Domnul Iisus ne păzește, ne ocrotește. Și aici dă o explicație și asta vrea să rămână pentru noi în ziua de astăzi. Și de aceea oricine vă va smeri de acest copilat va fi ca cel mai mare în împărăția cerului. Deci, în primul rând, ca să fii totuși ceva, că până la urmă fii și acolo, un mai sus, mai jos, trebuie să ne smerim. Smerirea nu constă în asta așa, ciuritită așa într-un loc de jigope. Smerirea este să nu te crezi tu mai mare ca altul, să nu crezi că tu ești mai grozav și asta nu înseamnă că tu n-ai voie să faci nimic, ai voie să faci orice și pentru să faci cât mai bine. Și mai departe, mai ales spune ce. Și oricine va primi un copilaș ca aceasta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine, mai de folos, să se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în adâncul mării. Deci aici este, să zic, nu o amenințare care o face Dumnezeu față de oameni, dar e ca o avertizare, să zicem așa, mai dulce. Că dacă sunt oameni credincioși pe pământ și care se încrede în Domnul Iisus și nu sunt oameni mari, așa că se zice, sau în poziții înalte. Și dacă cineva se leagă de copiii Domnului Iisus Hristos, are de face cu Domnul Iisus Hristos. E un lucru destul de greu spus aici, că dacă cineva se leagă de copiii Domnului Iisus Hristos, de urmași, de cei mai micuți, de nu de credincioși de așa mare, așa de talie înaltă, de orice om care crede în Domnul Iisus Hristos și și-a predat viața, Domnul Iisus se alături de el și îl păzește. Și le spune celorlalți, de fapt le spune la toți, că e mai, pentru un om care se leagă de un copil al Dumnezeu, e mai bine să-și pune o piatră de moară și să arunce în adânc. Pentru că asta însemnează că va veni ziua când tot vom da socoteală. Și dacă ne-am purtat rău cu cei care cred în Domnul Iisus Hristos, e vai de noi. E vai de noi. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire. Fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Deci trebuie să avem în vedere și lucrul ăsta. Să nu fim cumva persoane sau oameni ca prin felul nostru de viață sau prin felul de, să facem altcineva să păcătuiască. Deci aici Domnul Iisus spune e posibil în lume, veți avea necazuri și veți avea și va fi posibilitatea, adică tine și ca oamenii să mai greșească și să păcătuiască. Dar Domnul Iisus atenționează pe ceilalți, să nu fie oameni care se producă necazuri ca omul acela să păcătuiască. Pentru că sunt tot felul de situații. Sunt oameni care, unii chiar găsește plăcere. Și acum noi știm că noi trăim în lumea asta. Eu, în afară la servicii, eram prieten cu toți și le predicam acolo în mijlocul fabricii unde lucram. Dar erau unii care venea cu glume proaste. Și venea și la un moment dat le-am spus. Bă, zic, opriți-vă toți aici să vă spun ceva. Dacă mai există preunul care vine cu glume proaste sau că să mă insultați pe mine, voi să știți că nu mă insultați pe mine. E scris la noi în Biblia noastră să nu aruncați mărgăritare înaintea porcilor. Adică voi să scoleți din ei. Și nu vă consider porci. Dar dacă continuați să mă blamați pe mine sau să vă bateți de mine, să se trece că sunteți niște porci.
din ziua aia niciunul n-a mai îndrăznit. Și este bine ca să ai curaj să vorbești lucrul ăsta. Pentru că i-am spus pe tot la nu eu, le-am spus ce e scris în Biblie și n-am mai fost niciunul să facă o glumă proastă. Bancă, tot venea și zice, Danea Vasile, dar asta cum e? Danea Vasile, asta cum e? Și mi-a dat Dumnezeu hară și putere să le spun la fiecare. Bancă, am făcut și o prorocie, așa zice eu, care dacă scrie mi era bine. Când a aflat tot că plec în America, sigur că unii zicea, bă, da, unde pleci, că nu știu ce, că servici ca al tău aici, așa, nu mai găsești în lume. Și avea de vădată, m-a pus un serviciu bun, nu zice, era bun, nu făceam nimic și luam bani, doar trebuie să fiu prezent. Și nu vă lungă, nu stai nici 8 ore. Eu eram ultimul care mi-a intrat în fabrică și era și primul care ieșeam. Așa și, mi-a dat Dumnezeu așa, 13 ani de zile am fost postul ăsta, până să fiu în America. Dar când ne-am apropiat să plecăm, la un moment dat simțeam a durat 3 ani până să primesc aprobarea pentru pașaport. Și în discuțiile noastre le spuneam așa, chiar dacă nu le spuneam așa, băi, fiți atenți aici. Eu sunt cu voi aici. După ce am plecat eu de aici, din fabrica asta, fabrica asta se închide, s-a făcut tot de lucru. Și o ziceam în glumă. N-am mai durat, am plecat în 83, în 89 a fost Revoluția, în 85 m-am dus și eu să vizitez colegii, nu mai era nici geamuri, nici geamurile nu mai era la clădirea aia. Deci le-am spus, nu le-am spus cu răutate, le-am spus în glumă. Dar Dumnezeu știe să ne folosească acolo unde trebuie și pentru că probabil sunt oameni care le-am spus multe lucruri bune și au zis, dar de unde fi și tu nevasile lucrul ăsta? Deci, întotdeauna să fim o mărturie bună și să fim un exemplu bun. Iar noi, între noi, ca oameni, cel puțin dacă alții nu înțelegem, nu știm, să nu ne purtăm cu nimeni așa, într-așa fel ca să-l facem să greșească sau să păcătuiască. Pentru că e greu să știți. S-ar putea să facem greșeli așa. Le-am făcut, am zis ceva, am făcut o vorbă sau chiar intenționat, eu știu, fac eu de așa natură ca să-l sâcăi pe altul, așa. Nu e bine. Nu e bine. E bine să ne portăm frumos unii cu alții, e bine să spunem și la alții lucrul ăsta. Că noi aici așa putem să ne înțelegem și ne cunoaștem, până la urmă ne cunoaștem fiecare ce talente are și chiar dacă îmi zice mie Cosmin ceva, tac pe gură, că n-am încotro. Dar când sunt afară dintre voi, eu atunci pot zice, păi, că nu mă vede nimeni sau, și poate mă manifest așa cum nu trebuie. Să dăm exemplu că suntem niște oameni credincioși, să facem cinste că suntem credincioși al lui Domnul Iisus Hristos și să avem nădejde că chiar dacă suntem persecutați, chiar dacă suntem baciocăriși sau dacă cineva face o glumă proastă de noi, să știm că Domnul Iisus ne apără. Să știți, lucrurile astea trebuie să știe și chiar și la copii să le spuneți, că Domnul Iisus e alături de noi în orice zi. Eu pot să vă spun multe, timpul s-a dus, mergem la rugăciune, dar aveți întotdeauna nădejde în Domnul Iisus Hristos, pentru că noi suntem micuți, așa spune, acești micuți care crede în mine. Dacă v-ați apropiat de ei, mai bine vă legați o ceartă de moară decât. E vorba pentru cei care ne sâcăie. Acum, nu te simți pare bine de rău altuia. Dar cine calcă legile Dumnezeu, e vai de el. Mergem în rugăciune, pentru că n-aș vrea să iau timp în rugăciune și dacă e ceva care nu se potrivește pentru tot sau poate că așteptați mai mult, duminica viitoare va fi altcineva care va veni cu alt subiect sau va veni cu acel subiect. Ce pe rugăciunea? Niciunul dintre noi, Doamne, n-a fost duș la spital în săptămâna care a trecut, Doamne, n-a trebuit să suferim, Doamne, ci în plină sănătate, în deplină sănătate, binecuvântați de Tine, Doamne, am reușit să încheiem încă o săptămână și astăzi să fim în casa Ta, să ne bucurăm la cuvântul Tău, să ne bucurăm de alții, dar mai mult de prezența Ta.
Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul care ne învață că trebuie să ne facem ca niște copii la inimă, Doamne. Ajută-mă personal să am bunătate în inima mea. Ajută-mă, Doamne, să fiu ca un copil, Doamne, care într-adevăr se încrede în Tatălui, Doamne, și mă încred în Tine, în Dumnezeul meu. Mă încred că ești de partea mea, mă încred că te înduri de mine, mă încred că îmi dai ajutorul. Îți mulțumesc deosebit, Doamne, pentru izbunda care mi-ai dat-o la serviciu în săptămâna care a trecut. Mulțumim, Doamne. Am trecut prin niște clipe destul de grele, Doamne, în ultimele luni și văd și încep să văd, Doamne, cum planul Tău se duce la îndeplinire, Doamne, pentru că Tu niciodată nu faci greșeli. Ajută-mă, Doamne, cu toată inima mea, cu toată viața mea să-mi pun încrederea în Tine, în voia Ta pentru viața mea, Doamne, și pentru familia mea, Doamne, binecuvintează și biserica la închinare în această zi. Binecuvintează pe cei care se ridică în numele Tău și lasă cuvântul vestit să prindă rod în viețile noastre. Te rog toate acestea în numele scump a Domnului Iisus. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. Amin. Amin. Da. Nu sunt bolnav și da. Că am putut să mă ridic de pat. Îți mulțumesc că m-ai dat ziua asta de ferit și rog ca să fii cu cei care sunt în spital. Amin. Te rog, să fie mai bine și să fii cu cei care nu știe de tine sau să fii cu cei care nu încred în tine. Da. Ajută ca să se schimbe părerea de tine și ca să te primească în inima lui. Te rog, da. Amin. Mulțumim, Părinte Ceresc, pentru că Tu așa ai hotărât în dragostea Ta să fie copii printre noi. Ne-ai dat copii, ne-ai dat nepoți. Și ne dăm să privim la ei, la sinceritatea lor, la dragostea lor, la smerenia lor. Doamne Iisuse, ajută-ne cu adevărat să învățăm de la ei. Amin. Chiar dacă se mânie, ei nu păcătuiesc cum facem noi, oamenii mari. Ajută-ne să învățăm lucrul acesta. Ajută-ne să iubim pe copilași, să îi atragem la Tine prin felul nostru de a vorbi și de a trăi și de a-i sluji chiar. Te rog să atrag fiecare copil în turma Ta. Acum, mă rog, pentru biserica Ta să o binecuvintez în ziua de astăzi. Te rog, Doamne. Ia aminte, Doamne, la rugăciunile noastre de acasă, din cămăruță, de aici. Ajută-ne să înțelegem că ne iubești pe toți. Ajută-ne să înțelegem că fiecare are lupta lui și că trebuie să ne iubim, să ne respectăm unii pe ceilalți. Pentru că Tu te porți în mod minunat cu noi. Ne tratezi diferit și ne iubești așa de mult încât noi putem să fim în pace, ori că suntem însănătoși, ori în boală, în lipsuri, în pierderi mari. Știm că te avem pe Tine, slăvită să fie bunătatea Ta. Ajută-ne să nu uităm niciodată cât de mult ne iubești și că suntem datori să Te ascultăm tot ce ne înveți Tu. Și asta e pentru că ne vrei binele. Noi nu știm, Doamne, binele. Noi suntem așa de reduși câteodată. Credem că lucrurile materiale ne satisfac și
dar Tu, prezența Ta și a Duhului Tău Sfânt în noi, aceea ne dă garanția fericirii. Amin. Aici e aceea viitoare care așteptăm să vină. Amin. Binecuvintează tinerii bisericii, binecuvintează pe cei ce îți aduc laudă cu buzele lor, cu instrumentele lor. Te rog să-i sfințești viața, să-i ții aproape de tine, să-i păzești de cel rău, de oameni răi și de păcat. Te rog să întărești bătrânii casei Tale, să-i sprijinești neputințele trupești, Doamne, să le păstrezi mintea întreagă, ca până vor trece în împărăția Ta, să Te slujească pe Tine cu ceea ce Tu le dai la îndemână să facă. Sfințește și robii casei Tale. Te rugăm. Dă-le cuvânt potrivit ori de câte ori se ridică înaintea noastră, ca cu îndrăzneală să împartă drept cuvântul adevărului, să spună tot adevărul. Ajută-ne să-i prețuim și să luăm cuvântul Tău ca din partea Ta. Din toată inima Te rog să ai milă de cei bolnavi dintre noi. Tu îi știi, ne rugăm în fiecare zi pentru ei. Te rog, dă-le sănătate, drum, putere, Doamne, vindecă pe cei ce strigă după ajutor. Dar Te mai rog un lucru, Doamne, din toată inima, umple scaunele acestea goale. Te rog, atrage și pe alții la Tine. Mântuiește până mai este timp și vreme. Îți mulțumim pentru tot ce ai pregătit pentru noi și ziua de astăzi. Lăudat să fii Tatăl nostru prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. 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 Să faci inimile noastre bune și curate și exemplu pentru alți oameni și să arătăm la ei că avem pe Tine. Și astăzi te rog să Te lăudăm și să ascultăm cuvântul Tău. Te rog. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Îți mulțumesc, Doamne bun, că Tu ne înveți ca să fim ca niște copii, Doamne. Și Te rog pentru mine și casa mea, Doamne, să ne sfințești inimile și gurile noastre, Doamne. Amin. Doamne bun, iartă-mă că de atâtea ori folosesc rugăciune, Doamne, ca să înțepe unul și pe altul, Doamne. Știu că asta nu-i voia Ta, Doamne, și știu că asta, Doamne, nu pui Tu în inima copiilor, Doamne. Te rog frumos să ne smerești, Doamne, și să ne ajuți, Doamne, ca să ne uităm la Tine, Doamne Iisuse, mai mult decât în dreapta și în stânga, Doamne Iisuse. Ajută-ne, Doamne Iisuse, ca să Te iubim pe Tine și calea Ta, Doamne Iisuse. Ajută-ne să nu ne uităm de sus la Cel de lângă noi, Doamne Iisuse. Ajută-ne, Doamne, să ajutăm pe fiecare în dreapta și în stânga, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca să fim un exemplu acolo la lucru, ne pui, Doamne, în fiecare zi, Doamne Iisuse, te rog frumos să ne dai putere să ne stăpânim limba noastră, Doamne Iisuse. Te rog frumos să dai biruință în noi, Doamne Iisuse, să ne zidești, Doamne Iisuse, să ne întărești, te rugăm, Doamne Bunia, pentru cei care au probleme în casă lor, Doamne, te rog frumos să-i unești în dragostea Ta, în pacea Ta, Doamne Iisuse, în fiecare inimă, Doamne Iisuse, pentru că știu, Doamne, și am văzut că la timpul potrivit, lucrarea Ta este perfectă, Doamne Iisuse. Și știu că toate lucrurile pe care le îngădui în fiecare dintre noi, Doamne Iisuse, au un scop, Doamne Iisuse. Și te
Te rugăm frumos, Doamne, să-ți faci lucrarea ta în fiecare din urmă. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu vindeci picioarele mele. Vreau să-ți mulțumesc că Tu te-ai atins de trupurile noastre aici, Doamne, și te rog în continuare. Pune mâna Ta, Doamne, să-ți și peste fiecare frate și care are durere fizică. Mă rog, Doamne, să ghii fiecare inimă și să o modelez după dragostea Ta, Doamne. Și, Doamne, cei dragi ai noștri din familiile noastre care nu Te cunosc pe Tine sau Te cunosc și stau departe, Doamne, și se modelează inima lor după voia Ta, Doamne. Te rugăm. Cheamă-i pe nume, Doamne, și, Doamne, așa cum a spus și mama mea, Doamne, mă rog ca locurile din biserica asta să fie umplute pe Tine și gloria numelui Tău și slava numelui Tău, Doamne, să se lucrează numele Fiului Tău, mă rugare. Amin. Amin. Și ne vedem pe noi înșine și te vedem pe Tine și te auzim de la Tine. Așa minunat este cuvântul Tău și în dimineața aceasta. Noi avem așa mare har când venim la biserică și avem copilași în jurul nostru. Doamne Iisuse, Tu ești prezent aici și Tu ne arăți și astăzi. Se și pui pe copiii sus, mai sus decât noi. Și Tu vrei ca să ne spui și astăzi, uitați-vă, dacă nu deveniți ca și copilași ăștia, nici de cum nu putem să intrăm în Împărăția Cerurilor. Doamne Iisuse, Te rog, transformă-mi toată viața mea, să fiu ca și un copilaș. Și pe noi, pe toți, dă-ne sinceritate, dă-ne, cuvântul Tău spune, dragostea trebuie să fie sinceră. Te rugăm, dă-ne o dragoste sinceră, să fim ca și copilașii. E bine dacă ne dore ceva să plângem, e bine dacă nu... Să fim ca și copilașii, să ne uităm la caracterul copilașilor, ce minunat este! Doamne Iisuse, binecuvântează pe fiecare copilaș între noi, ajută-ne să nu potignim pe ei sufletul lor micuț și gingaș. Te rog să binecuvintezi familiile, tații și mamele și bunicii și toți care grijesc, să nu potignească nici eu pe nepoții mei, pe cine grijesc. Doamne Iisuse, de câte ori, Doamne, păcătuim chiar în fața lor, iartă-ne. Te rugăm, Doamne, toate familiile noastre, te rog ca să reînnoiești, să ne sfințești, de la mic la mare. Ajută-ne și în biserică, Doamne, să ne iubim. Amin. O, numai iubirea Ta ne leagă împreună, o iubire sinceră și curată. Doamne, Te rog să ne curățești și Te rog să ne ierți, Doamne. Te rugăm, Doamne, să nu gădui ca inimile noastre să se împietrească. Amin. Niciodată n-am văzut un copilaș cu inimă împietrită, numai noi ne împietrim inimile. Doamne, Te rog astăzi, cum cuvântul Tău zice, astăzi dacă auzim vocea Ta, să nu împietrim inimile. Amin. Nu vreau nici de cum să mă împietresc inima. Te rog să înmoiești inima mea și din acum tuturor, ca suntem în prezența Ta. Doamne Iisuse, aici stăm în prezența Ta. Te vrem pe Tine. Vrem Tu să ne transformi. Vrem Tu să moi inimile noastre. Vrem Tu
Tu să ne unești, vrem Tu să ne vorbești, vrem să ne căim, vrem să ne mai pocăim, să ne arăți, să ne cercetezi ce este în inimile noastre, a mea și fiecăruia, Doamne, Te rugăm, ajută-ne, iartă-ne și Te rugăm în continuare să ne vorbești, Doamne. Doamne Iisuse, ajută și pe Cel care vorbește numele Tău, crucea Ta, o, Doamne, crucea minunată, unde totul s-a întâmplat pentru noi. Te rog să fie vestită într-un mod minunat. Amin. Te rugăm, Doamne, ridică pe robii Tăi, care în continuare o să vorbească. Amin. Să se laude cu slăbiciunea lor. Amin. Ca și copilașii ne spun toate necazurile. Așa vor tot timpul să auzim dacă ceva le doare, dacă ceva au făcut rău. Doamne Iisuse, ajută și pe bărbații ăștia mari și tari și pe femeile noi, cum suntem noi. Doamne, pe toți, pe toți să ne lăudăm cu ce nimic suntem, cu neputința noastră, cu slăbiciunile noastre. Și astăzi, Doamne, Te rugăm, fii prezent, Doamne Iisuse, să fii slăvit, că dacă noi ne înălțăm, Nu Ești prezent, ajută-ne în continuare. Să rog să binecuvintezi, Doamne, biserica Ta, toți copiii Tăi care sunt prezent, binecuvântează-ne, Doamne, să mergem acasă, într-adevăr, când ne-am întâlnit cu Tine, cu binecuvântarea Ta, să fie peste noi și pe astea, cei care nu pot să fie aici, Doamne Iisuse, fii cu sora noastră Magda acasă, te rog, numai Tu poți să-i vindești piciorul și ranile și tot trupul, ca să pot să vine Te rog să binecuvintezi pe Camelia. Te rugăm, te rugăm, Doamne, să ai milă de sora aceasta care suferă cu niște tureni. Doamne, nespus de mare, te rugăm, ai milă de ea. Te rugăm pacea Ta în momentele astea, Doamne Iisuse, să se repești peste ea, peste soție, peste copilașul ei care nu poate să mai vadă. Doamne Iisuse, ai milă de părinții, de toată familia, așa mult suferă când unul suferă în familie. Ai milă, Doamne, ai milă de toți bolnavii, ai milă de noi, Doamne. Și amintește, Doamne, pe copilul meu, pe băiatul meu, Daniel. Îl zic că e copil, dar are deja 37 de ani. Doamne, ai milă de el. Du-l înapoi, Doamne, să-și amintească de unde a căzut. Te rog, Doamne, să-i șoptești în urechi, să-l oprești. Să-și amintească de unde a căzut, să se întoarcă la Tine și ai milă de copilașii lui, Doamne Iisuse. Ocrotește astăzi, te rog, pe Efraim, Caleb și Zecăraia. Acum, când sunt în focul iadului, cum a fost și Dragmișa Cabernă, că în foc pământesc copiii ăștia astăzi sunt în focul iadului. Să ocrotești, Doamne Iisuse, Tu poți să aperi pe ei și ocrotește pe ei. Doamne Iisuse, avem multe cereri, dar Tu știi inima și ce este în inimile noastre. Te rugăm, Doamne, ascultă-ne și curățește-ne inimile și toate sentimentele, toată ființa noastră. Vrem să fim stropiți cu sângele Domnului Iisus și să fim curați și îndepătați, să nu ne fie rușine în ziua aceea. Vrem să ne cunoști astăzi, nu cumva în ziua judecății să te uiți la noi și să zici, nu Te cunosc. Astăzi vrem să ne cunoști, să ne cercetezi. Mulțumim că ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, venim să-ți mulțumim în dimineața aceasta pentru că putem să fim la închinare. Da. Împreună cu toți copiii Tăi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu îți găsești plăcerea să fii în mijlocul copiilor. Îți mulțumim pentru cercetarea pe care vrei să ne faci. Doamne Dumnezeule, Tu cunoști, Doamne, viețile noastre și inimile noastre. Dă-Te, rog, mângâiere acolo unde este nevoie. Dă-Te, rog, Doamne, nădejde acolo unde este lipsă de nădejde. Doamne, în mod deosebit Te rugăm să dai vindecare, Doamne, pentru trupurile care sunt bolnave. Te rugăm pentru Camelia, Te rugăm pentru sora Magda, pentru toți aceia care își ridică ochii spre Tine, Doamne, după ajutor. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim și pentru copiii pe care mi-ai dat, Doamne, pentru nepoții noștri. Îi aducem înaintea Ta și dorim ca Tu să
Te rog ca Tu să-ți binecuvintezi în continuare lucrarea, Doamne, să porți de grijă, Doamne, lucrării Tale. Și îți mulțumim pentru că ai această putere, Doamne. Îți mulțumim pentru că dorința Ta este ca toți oamenii să Te cunoască. Așteptăm, Doamne, această minune ca să întorci pe cei pentru care ne rugăm, Doamne. Te rogăm ca Tu să rămâi în continuare și să ne binecuvintezi, Doamne, pentru că avem nevoie de Tine. Amin. Și în aceste clipe de dimineață venim înaintea Ta, Tată bun, ca la un Tată care nu există pe pământul acesta decât Tu, ca Dumnezeu adevărat și Tatăl nostru. Fiecare dintre noi am venit cu rugile noastre, cu laudele noastre, cu mulțumirea noastră către Tine. Primește, Doamne, primește rugile care s-au înălțat în acest loc și oriunde s-au înălțat ruși către Tine. Primește, ascultă și dă binecuvântarea Ta și răspunde rugăciunilor copiilor Tăi, ca să ne încredem cu toată tăria în Tine și tot timpul să Te avem înainte. Tu ne-ai spus, rugați-vă neîncetat, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne încolde, să ne dea Duh de rugăciune, ca să, să se roage prin noi, că noi nu știm cum să ne rugăm, dar Tu, care cunoști toate nevoile, știi toate stările, ești acela care răspunzi și ne binecuvintezi. Doamne, pentru copiii care ne-ai dăruit, i-am avut în mâinile noastre, am făcut ceea ce am trebuit sau nu trebuit, n-am făcut. Dar lucrează Tu în continuare, în mânțeiedor. Pregătește-i, Doamne, pentru Tine. Lucrează prin puterea Duhului la viețile lor și cei care nu sunt întorși la Tine. Dă-le, Doamne, mântuirea până nu va fi prea târziu. Îți mulțumim, Doamne, că ne vorbești astăzi prin cuvântul Tău. Amin. Și Te rugăm pe Tine, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să vorbești inimilor noastre. Amin. Fă-ne creșterea necesară. Amin. Și pregătește-ne pentru ziua venirii Tale. Și îți mulțumim că o faci, că îți rugăm Tată în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Să-mi de bucurie, Părinte din ceruri și
te avem ca Tată, care ne poți de grijă, care ne vedem în fiecare situație că ești cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai dat sens vieții noastre pe momentul acesta. Și știm, Doamne, că dacă vom trăi în smerenie, vom trăi așa cum Tu cum îți place ție, cum ajunge acolo sus în împărăția Ta, unde va fi cu adevărat fericire veșnică. Te rugăm, învrednicește-ne pe fiecare să înțelegem adevăratul sens al cuvântului smerenie, Doamne, așa cum L-ai prezentat și în această dimineață. Ne încredem în Tine, Doamne, că Tu de fiecare dată când venim în casa Ta, ne înveți ceea ce ai mai dori să repari în viața noastră. Îți mulțumim și pentru dimineața aceasta, pentru servul Tău, pentru inspirația care i-ai dat-o. Binecuvintează cu sănătate, mare, cu înțelepciune. Ține-i mintea clară să Te iubească pe Tine până la sfârșitul vieții și pe toți lucrătorii, Doamne, și pe Eduard și pe fratele Puiu. Te rugăm. Întărește cu sănătate pe fratele Puiu. Ajută-L să Te poată sluji în continuare. Gândul nostru se îndreaptă și spre Nina, Doamne. Te rog din toată inima să-i dai bucurie în continuare. Te-o găsit pe Tine, Doamne, și să o ajuți, Doamne, să înțeleagă tot ceea ce Tu vrei de la viața ei, Doamne, și să, în final, Doamne, să poată fi și ea fericită în împărăția Ta. În numele Domnului Iisus îți cerem toate acestea și îți mulțumim pentru dimineața aceasta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. În numele Domnului. Amin. Doamne, Tată Ceresc, mulțumim pentru că prin prezența Domnului nostru Iisus Hristos a fost prezent între noi. Mulțumim pentru clipele acestea de care am gustat din bucurie și din dulceața pe care cuvintele Domnului Iisus Hristos le-a lăsat pe pământ, le-a spus în timpul ucenicilor și apoi le-am putut să le avem și noi și mulțumim pentru că avem nădejde că Tu ești cu noi întotdeauna, mulțumim că Tu vei răspunde la rugăciunile pe care le-am adus și pentru că sunt aduse din suflet, din sinceritate și Te rugăm ca Tu să fii cu noi mai departe. Mă rog și pentru cei care sunt online, în mod special pentru Camelia și aș vrea să facem minune aici în area asta de Chicago. Doamne Iisuse, eu nu știu, poate sunt prea îndrăzneț, dar Tu ai nevoie să faci minuni ca să atragi pe oameni. Și Te rugăm să faci minunea asta acesta, în zona aceasta. Vindecă și știm că toată lumea va auzi că i-a fost mâna Ta, pentru că doctorii nu mai știe ce să fac. Mă rog acum pentru frații mei și surorile mele din această biserică să întărești și să le arăt că Tu ești Domnul nostru și că Tu ai fost lângă noi, lângă fiecare. În același timp, dă-le puterea să înțelegem și să avem siguranță că Tu ne-ai ascultat și mâna Ta să ne mângâie pe fiecare, iar pe alții să-i încurajeze, iar la alții să le ridice credința la nivelul care Tu crezi. Fii cu noi în continuare și vă ca ziua de astăzi să fie o zi de binecuvântată pentru toți. Amin. Amin. Fraților, luați loc. În timpul că stăteam acesta și mă gândeam la un lucru, în Biblie spune, când veniți să aduceți rugăciunea și mulțumiți că ați și primit. Acum eu nu vă fac pe grozavă, însă ar trebui să facem un cel așa, mai facem un pas, o treaptă așa mai sus, ca tot ce am cerut noi a fost ascultat de Dumnezeu și va fi împlinit. Amin. Va fi astăzi, va fi mâine, va fi peste o oră sau cine știe când, dar Dumnezeu ne va asculta și va împlini toate rugăciunile care poate aduce astăzi. Și mai am un lucru, nu știu, când am fost nici mai tânăr, așa a fost mai bine pentru mine. Desigur că a venit perioada asta de bătrânite, s-a amestecat și cu lucrurile astea de sănătate, care toți știți, m-am cam omuiat, dar am stat și mi-am adus aminte. Eu am făcut armata la construcții. Am fost din cauza că am fost baptist, am fost amânat, n-am făcut armata la 20 de ani, am făcut-o la 24 de ani. De ce? Pentru că pădăsoară mi-a reascris așa în diagonală, pocăit. Nu știu ce, dar a venit timpul când s-a schimbat legile în România, că asta era problema din cauza adventiștilor, că ei nu punea mâna pe armă și a avut tot felul de probleme cu adventiștii, că îi băgam pășcărie nevinovați, că ei nu punea mâna pe armă. Și atunci a zis, pe pocăit nu-i mai luăm în armată.
Dar s-a gândit numai de ce îi luăm și băgăm la muncă. Și eu am făcut la construcție armata, n-am făcut-o. Deși ne-a dat o armă în mână, ne-a dat o uniformă cachi, ca să se mănânce cu militare. Și asta e ca fapt biber. Dar ce mai mă duceam aminte, pentru că lucram pe șantier, aveam șalopete, dar tot cachi. Am făcut armata în zona la Mangale, acolo era unitatea, dar aveam mai multe șantiere. Câteodată ne ducea cu mașină, câteodată mergeam pe jos. Și toată Constanța sau Mangale o luam așa. Și după toată munca noastră, mai ușor să aveam, când ne apropiam de unitate și cel puțin în Mangalia, că unitatea era chiar la marginea, acum începe să cântăm. Că noi suntem soldați, gata. Și cântam așa de bine și de frumos și eu, pentru că aveam talent, le dădeam tonul la cântare și mergeam cântând. Ce vreau să spun cu asta? Noi suntem un armat a Domnului. Noi nu suntem niște oarecare pe pământ, să știți? Și trebuie să dăm dovadă că suntem în armata Domnului. Și aș vrea să, dacă nu se supără cu smintea, să cântăm cântarea asta, deși mergem pe o cale. Ce e grea, noi vedea pe Dumnezeu, dacă nu te superi. Da, aș vrea să-l cântăm așa cum cântam noi când eram în armată. Așa de bine, nu știu dacă o să cântăm, dar o cântăm. Păi nu, că nu era tot muzicant, dar cântam cu așa de tare că s-au uitat toată mă. Era o cântare. Deși mergem pe o cale ce era. Era așa, e unul care Thank you.
hymn with many crowds. Nu știu cum să, dacă o avem în românește cântarea asta, dar ce minunat este că putem fi împreună să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că El merită toată slava. El este împăratul nostru și fie numele Lui binecuvântat în viețile noastre și prin noi în viața altora. Mă bucur să fim împreună și vă spunem un bun venit tuturora. Haideți să ne plecăm din nou inimile și să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de puterea Lui și de harul Lui în continuare peste noi și peste casele noastre. Doamne, recunoaștem în dimineața aceasta încă o dată puterea dragostei Tale și ne smerim înaintea Ta și pentru că ne-ai iubit atât de mult, îți mulțumesc pentru că ne-ai dat dreptul să fim copiii Tăi și îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai binecuvântat și pe noi cu copii. Te rog în dimineața aceasta să binecuvintezi toți copiii, să binecuvintezi și nepoții și să binecuvintezi, Doamne, copiii bisericii în mod deosebit. Te rog să faci din fiecare dintre ei unelte pentru Tine și pentru împărăția Ta. În dimineața aceasta, Doamne, recunoaștem că suntem primiți doar pentru jertfa Domnului Iisus Hristos și recunoaștem vinovăția care trebuia să vină peste noi, a venit peste El. Îți mulțumesc pentru moartea Domnului Iisus Hristos, dar, Doamne, în dimineața aceasta vrem ca El, Cel care a murit, să fie Domnul și Împăratul vieților noastre. Te rugăm frumos, domnește în continuare peste noi, binecuvintează atmosfera din casa Ta, binecuvintează fiecare inimă, binecuvintează și pe fratele Eduard și cuvântul care ne-l vei vesti, binecuvintează cântarea, binecuvintează, Doamne, pe cei bolnavi, îndură-Te de toți aceia, Doamne, pentru care ne rugăm și Te rugăm frumos, fă minunea vindecării. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ești acela care lucrezi prin puterea Ta. Lucrează vindecare, Doamne, în trupul fiecăruia. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce sunt bolnavi în biserica Ta. Sora Magda o aduc înaintea Ta, întărește trupul ei și adu vindecare. Binecuvintează și pe fratele Vasile. Doamne, îți mulțumesc așa de mult că Tu ai schimbat și ai făcut o întorsătură atât de mare în viața fratelui nostru, încât văd, Doamne, și simt puterea credinței și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai adus această nădejde binecuvântată. Întărește-L pe el, binecuvintează-L pe fratele Timotei, binecuvintează pe sora Lidia și în mod deosebit, Doamne, o aducem și pe sora Camelia încă o dată înaintea Ta. Îndură-Te de ea, de trupul ei, îndură-Te și de familia ei și îți mulțumesc pentru că Tu ne asculți. Credem lucrul acesta, nu pentru că noi suntem vrednici, ci pentru că Iisus Hristos este Cel ce a murit și a înviat și în numele Lui este putere. Slavă Lui în veci de veci. Amin. Amin. Să ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul. Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești Dumnezeu puternic, chiar din zorii dimineții Te slăvesc și Îți cânt.
Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Amin. Asculta în continuare o poezie prin sora Agata. Vorba.
desfrâu, lăsând în urmă robul său, de har sau de rușine. Arăți cuiva o cale, calea ta în urma ta nu piere, e calea bună sau rea, va prăbuși sau va înălța, dar vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre rușine. Trăiești o viață, e viața ta, dar e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești, așa vei câștiga, ori fericit pe veci prin ea, ori schimb pe totdeauna. O, om, ce mari răspunde ai! Tu vei pleca din lume, dar tot ce-ai scris, ce-ai zis din grai, sau prin exemplul pe care dai, de mulți, de mulți o să-i drume. Deci nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, lăsând în urmă luminos un rai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate, neîndoios, odată vom da seamă. Amin. Amin. Mulțumim mult pentru Mulțumim pentru poezie, o poezie adâncă, care ne aduce aminte despre faptul că trăim o singură viață și o trăim într-o lume păcătoasă, dar trebuie să o trăim ca pentru Domnul și orice am face, să facem ca pentru El. Doamne, ajută-ne! Câteva anunțuri pentru Biserica Emanuel. Ne întâlnim miercuri la studiul biblic și miercuri aceasta am avut studiu asupra persoanei lui Noe. Săptămâna aceasta vom avea studiu asupra persoanei lui Gedeon. Deci miercuri la ora 6 vom studia despre Gedeon. Duminica viitoare este sărbătoarea intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, sau cum se spune în popor, Floriile, și am fost invitați de către biserica de pe Ashland ca să avem părtășie împreună cu ei dimineața acolo și vom participa și la masă, părtășie spirituală, dar și părtășie fizică. După aia și seara, serviciul de seară va fi la Biserica Emanuel, unde vom avea ca oaspete invitat chiar pe fratele care ne-a de la Ashland, deci pe fratele Deli Ionuț. El ne va primi și apoi noi îl vom primi. Toate într-o singură zi. Tough, dar posibil. Și serviciile duminicale sunt la ora 10 dimineața și 5 după masă. Haideți să ne ridicăm și în timpul unei cântări pe care o vom asculta prin orchestră. Ne vom închina și cu darul nostru de bunăvoie, apoi ne îndreptăm inimile spre cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta.
Hai să deschidem cuvântul Domnului care găsim scris în cartea Exodul, capitolul 32, versetele 1 la 6. Exodul, capitolul 32, versetele 1 la 6, pagina Biblia Cornelescu 95. Exodul, capitolul 32, versetele 1 la 6. Cuvântul Domnului spune astfel. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și a zis, Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns, Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și au dus lui Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat, dizea dimineață, și au dus arder de tot și jertfă de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Amin. Să ne rugăm Domnului. Iată-ne, Doamne, din nou înaintea cuvântului Tău. Suntem gata să primim ca de la Tine această învățătură. Trebuie să vorbești Tu, folosește-te de mine și trebuie să le dai putere fraților ca să înțeleagă acest cuvânt, vorbește-l Tu, fă-l clar. Învață-ne Tu, Doamne Iisuse, ce vrei să înveți. Dacă cineva este, Doamne Iisuse, aici cu inima tristă, căzută la pământ, ridică-i, Doamne Iisuse, prin acest cuvânt. Dacă cineva se crede că este prea sus, smerește-l, Doamne Iisuse. Totul ca împărăția Ta să se mărească și câți mai mulți oameni să fie adăugați la ea. Fă-ne exemplu pe noi, ajută-ne să fim exemple în familiile noastre, în societate și în biserică. Toate le cer în numele Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Ție, Tată, m-am rugat. Amin. Amin. Ocupați locurile. Contează cui, nu contează cum te închini. Contează cui, dar nu contează cum te închini. Așa spune lumea. Cum spunem noi? Contează cui te închini, dar contează cum te închin. Săptămâna aceasta am încercat să citesc un articol provocator și provocator prin titlul său care sună astfel în limba engleză The Church Needs to Rethink the Proverbs 31 Woman. Bisericile ar trebui să regândească femeia din 31 proverbe. Și subtitlul spune Why trying to live up to the ideal could be guilting and pressuring women. Trăind la idealurile acelea pe care ne le spune Proverbe 31, ar putea trata pe femeie ca pe una vinovată, ar presa-o. Este prea înalt, este prea tare spus și cea care scrie, autoarea, spune și dă exemplu lui Sara, unei femei care n-a trăit deloc ca cea din Proverbe 31, ca Deborah, care la fel, departe de femeia din Proverbe 31, curva Rahab, la fel, departe de Proverbe 31 și Priscila și apoi pleacă să o ia și pe femeia de la fântâna din Samaria, departe de Proverbe 31, spune autoarea, dar Dumnezeu a lucrat prin ele. Dacă Dumnezeu a lucrat prin niște curve și prin niște femei păcătoase, de ce ar trebui să avem standardul din Proverbe 31? Putem trăi oricum,
Mi-a fost destul să înțeleg acest lucru și am căutat numele acestei autoare, pentru că este provocator acest lucru, este din afara Bibliei acest lucru. Și am căutat autoarea să văd despre cine este vorba. Nu vă dau numele, nu are rost să o țineți minte. Însă despre ea spune că este avocata între creștinii conservativi și comunitatea LGBTQ+. Too much pressure on the woman. Prea multă presiune. De ce să iai acel capitol din Proverbe 31 și ideologiile acelea care presează asupra femeie? De ce să nu o iai, de exemplu, ca pe Rahav sau ca Deborah sau Sara sau ca pe femeia de la fântâna de la Samaria care a avut atâtea căsătorii și toate s-au dărâmat? Contează cui te închini, dar contează cum te închini. Lumea spune, avem un Dumnezeu, dar cum? Nu contează. Doar să ne închinăm. Iată un text care l-am citit în dimineața aceasta și este un loc trist din istoria poporului Israel, pentru că trist din cauza că poporul exact a ieșit din Egipt, a fost scos, dus prin Marea Roșie, a văzut tunetele, Dumnezeu i-a vorbit de pe munte. Și capitolul 20, înainte de capitolul 20, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, sfințește poporul, mâine vreau să mă întâlnesc cu el, să-i arăt cine sunt eu. Spune să nu se teamă, le voi vorbi. Moise sfințește poporul, îi aduce în jur muntelui Sinai, nu treceți de limita care v-a pus-o Domnul, și poporul ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcări și flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. I-au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Domnul ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și să aveți frică înaintea ochilor înaintea lui, înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Un scop clar pus de Dumnezeu. V-am adus aici ca să fac cunoștință cu voi, să vedeți cine sunt. Eu sunt un Dumnezeu pe munte, trâmbițe foarte multe, tunet, fulger, fum. Și glasul meu care, dacă l-ați mai auzit, poate ați muri. Și Dumnezeu ascultă, se reduce la dorința unor oameni și spune, Moise, du-te tu pe munte. Și Moise urcă pe munte și unii nu observă acest lucru, notați-l dacă vreți, pentru că ei au avut scuză, o justificare foarte mare să construiască acel taur de aur. Moise n-a fost cu ei. Cât de multe zile n-a fost el. Deschideți la 20, capitolul 20 din Exod și apucați așa pagina și vă voi spune unde să vă opriți ca să vedeți câtă informație și cât timp a stat Moise pe munte. De la 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pagini. Toate lucrurile astea Dumnezeu trebuia să le spună poporului verbal. 8 pagini. Informații. N-au putut. L-au trimis pe Moise. Moise a primit toată informația aceasta. Toate paginile care le avem noi astăzi în Scriptură le-a primit Moise scrise pe table de însuși degetul lui Dumnezeu. Moise nu este. Nu le-a spus când vine și poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Uimitor! La studiul cu Moise am spus,
Noi ne uimim uneori și ne întrebăm cum de poporul acesta a putut să cadă în atâtea păcate când a văzut atâtea minuni. Pe cât de multe lucruri miraculoase, pe atât de mult păcat. Dar haideți să privim la noi. Dezamăgirea sau disperarea, spun unii, te face să greșești și nu doar să faci greșeli, ci greșeli fatale. Disperarea te face să faci alegeri greșite. Iată un popor care e în blocaj. Moise, omul care i-a scos din Egipt, ei nici nu știau cine a scos din Egipt, ei spun, Moise, omul acela care ne-a scos din Egipt, nu mai este, s-a întâmplat ceva cu el, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Disperare, s-au blocat oamenii și în disperare, uită-te la viața ta, mă uit la viața mea, în disperare, la ce ești gata să faci? Când vezi că Dumnezeu nu mai lucră, când vezi că mâna Domnului nu mai acționează, te-a părăsit Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu nu mai sunt în viața ta, ori pleca pe munți, ce faci atunci? Oare nu cazi în dezamăgire? Oare nu cazi în disperare? Este un exemplu pentru noi în această dimineață, pentru că s-ar putea în săptămâna care urmează sau poate în săptămâna trecută, ai trecut prin disperare, ai trecut prin dezamăgire. M-a lăsat Domnul. Rugăciunile nu-mi sunt ascultate? Dumnezeu parcă e absent în viața mea? Ce faci atunci? Vedeți? Este uimitor când te gândești că poporul știa, destinația nu este pustiul Sinai. Care să ne ducă, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, să meargă unde? Dumnezeu care ți-a dat informația că trebuie să pleci în Canaan, de ce te închin lui? Dumnezeu din Canaan ți-a spus că te va duce în țara freziților, iebusiților, cananiților, iebusiților. Dumnezeu, Elohim, Adonai, El ți-a spus că te va duce în țara Egiptului. Ce te face acum să nu-L mai crezi? Și totuși informația să o ai că pustiul nu este destinație. Vedeți, cuvintele Domnului spun în Exod 3, 16 la 17 astfel de cuvinte, pentru că du-te, stânge pe bătrânii lui Israel și spune-le, mi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. El a zis, v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt și am zis, vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hitiților, amoriților, fereziților, heviților și iebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Poporul Israel a văzut, is something wrong la mijloc. Încă nu-i miere, încă nu-i lapte, cananiți, fereziți, ebusiți, chetiți, încă nu-s. Nu-i aici țara noastră. Moise pe munte 40 de zile, nu-i. Trebuie să mergem înainte. Ce-i face pe ei să aibă un Dumnezeu vizibil? Dumnezeul invizibil le-a spus că îi va scoate. De ce cer ei acum un Dumnezeu? Cer ei un alt Dumnezeu sau nu știu cum arată Dumnezeu? Și aici mă întorc din nou la întrebarea. Contează cui sau contează și cum ne închinăm? Pentru că dacă mergem doar cui, putem să nu avem un Dumnezeu sau putem să ne-l facem pe al nostru și să ne închinăm la el cum vrem noi. Dar dacă știm un Dumnezeu, știm cum arată, te vei închina conform reverenței și conform statutului pe care el îl are. Vedeți, la studiul despre Avram am văzut că Dumnezeu întâi i-a vorbit lui Avram, a fost ceva verbal către Avram, ieși din țara ta, ieși din seminția ta, tu te unde îți voi spune? A făcut exact cum a spus. Când s-a dus, Dumnezeu nu i-a mai vorbit, nu verbal, Dumnezeu a apărut lângă Avram. Atunci când știi cui te închini, închinarea ta este conform statutului său.
Și când dezamăgirea din viața ta și din viața mea, când vezi că nu mai ai nicio plecare, ești blocat, ești dezamăgit și ești disperat, rugăciunile nu sunt ascultate, Biblia nu-ți mai spune, frații, surorile nu-ți mai răspund la întrebări și ești dezamăgit, dezamăgirea nu se oprește acolo. După când dezamăgirea este mai mare decât credința, se întâmplă ceva. Deci începe lepădarea de credință. Unii oameni aleg să fie în dezamăgirea lor, în disperarea lor. Dezamăgirea nu se oprește doar la dezamăgire, ea merge la pierderea credinței și apoi lepădarea de credință. Am fost un Dumnezeu care m-a salvat, m-am blocat, nu știu cum să ies de aici, nu mai răspunde, m-a părăsit. Omul are nevoie de o divinitate. Omul are nevoie să fie condus de cineva. Faceți concluzia, logica. Când Dumnezeu nu-ți mai răspunde, ce faci atunci? Și ce faci? Cauți tu rezultate sau cauți tu rezolvare. Și iată ce spune Deuteronom în capitolul 13, cu versetul 13. Niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând, haidem să slujim altor dumnezei, dumnezei pe care tu nu îi cunoști. Și atunci când nu cunoști ceva ispititor, vrei să-i afli puterea. Dumnezeu ăsta, îl cunosc, îl știu, nu mă ajută. Trebuie să încerc alte rezolvări, trebuie să încerc alte lucruri. Și aici începe apostazia. Și Pavel va spune mai târziu lui Timotei în prima sa epistolă, capitolul 4, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Și uitați-vă din nou acele duhuri. Ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Cu un alt cuvânt, cuvânt mai simplu, apostazie. Renunțare la convingerile de mai înainte. Dar întrebarea mea este, ce te-a făcut să renunți la convingerile tale de înainte? Ce te-a făcut? Dezamăgire? Disperare? Iată un popor care s-a văzut exact în situația în care noi trecem totdeauna, dar aici este vorba despre un popor, dragii mei. Vezi, lecția lui Dumnezeu era alta. Era alta lecția lui Dumnezeu și vom vedea cât de mult au plecat ei de la inițiativa lui Dumnezeu. Lecția lui Dumnezeu pentru poporul său era ca în capitolul 20 cu 20 spune, lecția lui era ca Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. În disperare. Eu am fost în disperare, eu am fost în dezamăgire și cred că și tu la fel. Fii sincer cu Domnul și spune, în disperare, de ce ai nevoie? Am văzut că ai nevoie de un supranatural, o persoană divină care să te conduc. Că e vorba de Dumnezeu, că e vorba de idol sau de alți Dumnezei. De cineva trebuie. Invizibil. Al doilea lucru, că atunci când ești în disperare, ai nevoie de și de o persoană care să te îndrume. Și al doilea punct este intitulat ideea genială a lui Aron. Ideea genială a lui Aron. Omul deznădăjduit este cel mai sensibil, este cel mai vulnerabil să accepte ideile cele mai proaste. Pune-l pe om în deznădejde, pune-l pe om în disperare. Orice idee care ar fi, că e bună, că e rea, omul o va accepta numai ca să iasă cu un pas din acea problemă. Spre exemplu, soția lui Iov într-o zi îl vede pe Iov stând în cenușă, în cioburi, scârându-se. Soția lui s-a gândit,
Omul acesta, care cum stă în cenușă, cu câteva zile în urmă era îmbrăcat în haine albe, în palatul său, înconjurat de slugi, de prieteni, cânta muzică, alte lucruri. Fain frumos! Și uite, dezamăgit. În dezamăgire, omul este gata să accepte orice. Și soluția vine din partea soției lui Iov. Care a fost soluția? Blastă-mă! Eu v-am spus, oare și să nu primim și bine și rău dinaintea lui Dumnezeu? Vedeți, ideile cele mai mari care au fost ascultate totdeauna au fost propuse de oameni cu autoritate. Oameni cu autoritate. Și în viața lui Iov a fost soția lui. Noi suntem învățați să trăim sub autoritate. Noi nu vrem să recunoaștem acest lucru, dar lipsa autorității ne-ar pierde mai repede decât cu autoritate. Suntem avem nevoie de autoritate. Suntem dependenți de autoritate. Nu putem fără ele. Și iată-l pe un om care avea autoritate, pentru că după Moise este deodată Aron și vine Aron cu rezolvarea problemei. Și cuvântul Domnului spune, Aron le-a răspuns, scoateți cercei din urechile de aur, din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cercei de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu delta și a făcut un vițel turnat. Iată un om care este, devine autoritate peste sute de mii de oameni. Un singur om. Autoritate peste sute de mii de oameni. Și el are rezolvarea acestei probleme. Aveți nevoie de un Dumnezeu? Ei bine, eu vi-l dau. Scoateți cercei, neveste, fii, fiice, aduceți-i la mine. Zis și făcut, au adus, au luat Aron. Vedeți, observați în acest text singularul. Un om și un popor. Încă o dată, Aron le-a spus, le-a răspuns. Și tot ce au scos cercei de aur din urechi și le-au dat lui Aron. Toate la una. Toate la una. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și acum surpriza. Și ei au zis, pardon? Păi până acum era unul. Până acum era unul. Oare toți atât de repede au plecat de partea lui Aron? Noi urmăm, noi mergem după autorități. Noi nu vrem să recunoaștem acest lucru, dar suntem dependenți de autorități. Atunci când ești în deznădejde, cine e autoritatea ta? Sau ce mai este autoritatea ta? Este omul sau continuă să fie Biblia? Continuă să fie Dumnezeu? Continuă să fie biserica? Sau continuă să fie oameni care în jurul lor mai au alți oameni? Și e destul o singură idee care să ți-o dea. Și vezi că deja nu mai e la singular, ci este la plural. Vreți, lecția divină care i-a dat-o Dumnezeu, a vrut să le dea Dumnezeu, s-a prăbușit sub practica stricată a poporului. Vedeți, urgiile toate au avut ca scop să arate poporului Israel falsitatea zeilor egipteni. În panteonul egiptean erau atât de mulți zei încât nimeni nu-i putea număra. Și aici este un lucru în acest pasaj și vreau să-l fac cât mai explicat de ce îmi va lua timp. Atunci când poporul spune, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acesta care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el, problema lor nu este că ei s-au făcut idolatri. Ei nu s-au închinat unui idol, nu. Pentru că uitați-vă ce spune în 5. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea cui? A Domnului, dă cu mare sau dă cu mic? Dă cu mare.
problema lor nu a fost idolatria. Ei au vrut o imagine a unui Dumnezeu. Fă-ne un Dumnezeu! Noi nu știm cum arată Dumnezeul de pe munte care striga și tuna și fulgera și sunau trâmbițe. Nu ne mai vorbește. Moise a plecat la el, poate e mort. Noi vrem un Dumnezeu care să ne conducă în țara Canaan, pentru că pustiul nu e destinația. În panteonul egiptean erau mulți zei, însă unul era diferit și pe el îl chema Apis sau Ptah. Era sub formă unui taur, vițel. Și atunci Aaron a fi spus din tot panteonul, pentru că și Aaron a fost în Egipt, oare din tot panteonul egiptean Dumnezeul fertilității, Dumnezeul fermierilor, Dumnezeul bunurilor, păi ăsta ne-a scos din Egipt. Și au construit un taur. Și atât cuvintele lui Aaron, sau cuvintele mai multora. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău. Ăsta te-a scos, ăsta ne-a vorbit acolo de pe muntele Sinai. Ăsta e Apis, Ptah, lui vă închinați. Și Aaron, când a văzut acest lucru, nu s-a oprit aici, ci a construit și un altar și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Dragul meu, în dezamăgire s-ar putea să fii condus de autorități în așa fel, încât să spune, omule, te-a scos din dezamăgire un Dumnezeu. Ăsta-i Dumnezeul tău care te-a scos. Erai blocat acolo, te-a lăsat Elohim, te-a lăsat Adonai, te-a lăsat Dumnezeu care spune, eu sunt cel ce sunt. Noi ți-am propus altul. Uite, ăsta te-a scos. Tatăl e diferit. Nu contează, e același Dumnezeu. Tatăl stă în poza lotusului. Forget it, Dumnezeu, închină-te lui. Ăsta te-a scos. În dezamăgire, ce alegeri faci? Toate urgiile, toate cele 10 urgii au fost ca să arate că zeii egipteni sunt falși. Ascultați 6:7. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncele cu care vă apasă egiptenii. A fost către un cuvânt către poporul evreu. Dumnezeu le vorbește evreilor. Acum Dumnezeu are și pentru egipteni un cuvânt. Și este la 7:5. Spune astfel, egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Către evrei un semn, către egipteni alt semn. Dar Dumnezeu are un semn și pentru altcineva. 12:12. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Și iată un popor care este în dezamăgire, în disperare, și cată imaginea unui Dumnezeu și spune, nu, păi Apis ne-a scos. Și exact lecția pe care Dumnezeu a vrut să-i învețe la aceasta, ei au și picat. Au construit exact imaginea zeului pe care Dumnezeu și-a bătut joc de el. Pentru că Ptah, Apis, este zeul fertilității, automat piatra, focul, lăcustele au arătat falsitatea zeului Apis, a zeului Ptah, și când încolo tu îi scoți poporul tău, îi duci spre Canaan, îi fac popas și construiesc exact pe zeul Apis, pe care tu în Egipt l-ai dărâmat. La ce aduce dezamăgirea pe un om? Bine, noi spunem dezamăgire în lumea spirituală, în ochi biblici, este o încercare. Dar noi toți bine știm, Pavel ne spune, atunci când Dumnezeu dă o încercare, El dă și mijlocul de a ieși din ea ca să putem răbda. Vedeți,
Dumnezeu ne învață lecții, lecții, lecții. Și chiar în dimineața aceasta am învățat o lecție. Fratele Vasile ne-a spus despre copii. Vreți să vă arăt ceva uimitor? În Matei 18, cu 1 la 5, textul pe care l-a citit fratele Vasile spune: în clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția celor? Asta e întrebare, este scopul. Cine este cel mai mare? Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu veți, vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți, veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția celor. Vrei să fii mai mare? Fii ca un copil. Nu e vorba ca să intri. Dacă vrei să fii ca un copil, intră, fii ca un copilaș și astfel vei intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare. Vorba de smerenia unui copil. Smerenia, țineți minte, smerenia unui copil te face mare în împărăția lui Dumnezeu. 5. Și oricine va primi un copilaș, țineți și acesta, va primi un copilaș, în numele meu mă primește pe mine. Frumos. Întoarceți pagina. 19:13. Atunci au dus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii... Pardon? Păi nu mai vreți să fiți mari în împărțelul lui Dumnezeu? Sau s-a schimbat ideea? Ce s-a schimbat? Îi certați. Nu mai vreți să fiți mari sau nu vreți să-i lăsați pe copii? Și Iisus Hristos face aluzie. Și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu îi priți, căci exact împărăția în care voi ați fi dorit să fiți mare, despre ei spun. Împărăția cerurilor este a unora ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo și se întâlnește cu altă capodoperă, cu un tânăr bogat, care și el a vrut să moștenească viața veșnică. Și Dumnezeu îl dă la întrebări, îl pune la întrebări, ca până la urmă să înțeleagă Iisus Hristos că de fapt problema lui nu este viața veșnică, problema lui este că vrea să fie desăvârșit. Ascultați, atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis învățătorul: ce bine se fac ca să am viața veșnică? Asta e scopul lui. Și Iisus Hristos îi dă răspuns la această întrebare. De ce mă întreb ce bine, bine este unul singur? Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care a zis el? Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Are răspuns tânărul și pentru aceasta și spune: toate aceste bunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Omule bun, dacă vrei să ai viață veșnică, uite, astea-s. Ce mai trebuie să fac? Înseamnă că nu te-am plinit răspunsul lui Iisus. Înseamnă că nu ăsta e scopul întrebărului. Nu e scopul venirii tale la Iisus Hristos. Și el îi pune, și Iisus Hristos a văzut care este rostul întrebării lui. N-a fost viața veșnică. Iisus Hristos a prins ideea și spune: dacă vrei să fii desăvârșit. Aici e problema acestui tânăr. Nu era problema vieții veșnice? Era problema desăvârșirii lui, pentru că viața veșnică deja o avea, pentru că a împlinit poruncile. Problema lui nu era asta. Problema lui era desăvârșit. Și Iisus Hristos îi spune: du-te de vindece, ai de la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Da. Prea mult. Dumnezeu ne dă lecții. Lecții după lecții. Și poporul lui la fel i-a dat lecții. Însă lecția aceasta s-a prăbușit sub practica păcătoasă a poporului. Îndemnul este să asculte Domnul. Și învățătura este la 1 Corinteni 10. La 11.
Totuși, cei mai mulți dintre ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, să nu fiți închinători la idole. Ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut jos să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au perit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacului. Ascultă de El. Încrede-te în El. Anume, încrede-te în El, pentru că în dezamăgire s-ar putea să îl aștepți, îl aștepți, îl aștepți. La fel ca și cântarea Te aștept, Iisuse. De mii de ani lumea îl așteaptă. Oare cei din Siria, oare cei din țările mai sărace, credeți că nu îl așteaptă? Și trec prin suferință. Dar încrederea lor este în Dumnezeu, că într-o zi vor scăpa de aceste lucruri. Pe tine ce te face să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu când ești în deznădejde? Încrede-te în El. Te pune la încercare. Dar tu fii tare. Și mă rog ca Domnul să te ajute pe tine și pe mine în primul rând. Amin. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Doamne Iisus, să venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim că ne iubești și nu mai avem nevoie să construim alți Dumnezei sau imagini, și Tu ne interzici acest lucru în Sfânta Scriptură, să-ți facem imagini. Tu ești un Dumnezeu nevăzut și dacă va trebui să Te vedem, la fel ca și Avram, Doamne, descoperă-Te. Dar nu ne lăsa să mergem în dezamăgirea noastră și în disperarea noastră, în căutarea unui Dumnezeu, în căutarea unei imagini. Tu ești mai aproape decât credem noi că ești. Doamne, dă-ne acești ochi ca să vedem cât de aproape ești Tu și că ne ajuți. Mă rog pentru fiecare membru ca Tu să-l ajuți atunci când este în disperare, atunci când nu mai poate găsi rezolvarea. Nu omului îi aparține rezolvarea, ci Ție. Omul își face planuri multe, a spus Solomon. Dar cel ce dă împlinirea este unul Dumnezeu. Binecuvintează Tu această biserică. Binecuvântează Tu această zi de închinare înaintea Ta. Și ajută-ne ca să ne punem încrederea și să ascultăm cuvântul Tău. Tu îți vei împlini poruncile. Noi călcăm legăminte. Copiii Tăi calcă legăminte. Nu le pot ține. Doar Tu poți. Doamne, la aceste cuvinte, aș vrea să ne încredem în Tine, că Tu îți vei împlini cuvintele cu privire la noi. Ajută-ne, Doamne Iisus, pentru că toate acestea le cer în numele Sfântului Iisus Hristos, care a murit pe cruce și sângele căruia s-a vărsat pentru noi spre curățarea păcatelor. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Sfântului Duh, să fie și să rămână cu noi, cu toți și toată biserica, să spună Amin. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stânga sus, la mâna undeva, o vineva, ajung la mar, ceresul gata, meu rămâne același. Apropie-te de Dumnezeu și El se apropia de tine. Fii un exemplu și Domnul să te ajute. Amin. Fiți binecuvântați. Amin.